La începutul lunii septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă OLT a desfășurat campania națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, dar și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto. Obiectivele campaniei Identificarea și verificarea angajatorilor care nu respectă prevederi legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie. Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevedor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 17 controle, în urma cărora au fost constatate 11 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă. Neplata drepturilor salariale la data scrisă în contractul individual de muncă, neinițierea negocierii colective, regulamentele interne incomplete, nepăstrarea la locul de muncă a copilor contractelor individuale de muncă ale salarii celor care desfășor activitate în acel loc, Nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidența timpului de muncă și supunerea controlului inspectorilor de muncă acestei evidențe. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 17 controle în urma cărora au fost constatate 20 de neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și au fost aplicate 15 avertismente. Totodată, unui angajator din localitatea Slătioara i-a fost aplicat o amendă în valoare de 8000 de lei pentru faptul că lucrătorii nu purtau echipamentul individual de protecție. Cel cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul sănătății și securității în muncă au fost nepurtarea echipamentului individual de protecție, dar și nesemnalizarea tuturor zonelor de risc.